și veți servi Domnului Dumnezeul vostru și El va binecuvânta pâinea ta și apa ta. În această promisiune vedem grija lui Dumnezeu față de cei ce decid să-L slujească. Ca și consecința acestei atitudini, El poartă de grijă atât de necesitățile fizice cât și spirituale. În această duminică aduceți o sticlă cu apă, în care veți primi 3 picături cu Sfântul Mir și de asemenea veți primi o pâine în formă de cruce. Ele vor fi consacrate și când le veți împărți cu cei din familia dumneavoastră, toți vor fi atinși și binecuvântați de puterea lui Dumnezeu. Duminică, la ora 8 dimineața sau 10 dimineața, la Catedrala Credinței din București și la orice locaș al Duhului Sfânt din țară.